Astfel, bugetul Ministerului Muncii pentru 2015 este de aproape 37 de miliarde de lei, cu 7 miliarde mai mult decât se stabilise înainte de ultima rectificare bugetară. Și Ministerul Finanțelor primește mai mult, cam cu jumătate de miliard de lei. Sume mai mari de bani vor merge și către agricultură. Ministerul de Resort primind nu 19 miliarde cât se stabilise în primă fază, ci 23 de miliarde de lei. Una dintre cele mai semnificative suplimentări după cea de-a treia rectificare bugetară merge la Ministerul Fondurilor Europene, care va avea la dispoziție peste 1,5 miliarde de lei, ceea ce înseamnă de aproape 50 de ori mai mult decât înainte de rectificări. Și acum trecem la scăderea ale sumelor. Bugetul Ministerului Sănătății scade cu aproape 2 miliarde, de la 8 la 6,7 miliarde de lei. Cam la fel se întâmplă și la interne, și banii pentru administrația prezidențială vor fi mai puțini. Serviciul Român de Informații și cel de informații externe sunt pe lista celor care primesc bani în plus. Concluzia estimărilor pe care este conceput bugetul pe 2015 este că, în continuare, România cheltuiește mai mult decât produce. Concret, veniturile bugetului general consolidat vor fi de la 226,36 de miliarde de lei, ceea ce înseamnă 31,9% din PIB, în timp ce cheltuielile sunt proiectate la 239,36 de miliarde de lei, respectiv 33,7% din PIB. De aici și deficitul bugetar de 1,8% din PIB, mai mare decât și-ar fi dorit partenerii internaționali de la FMI și Comisia Europeană. Bugetul a fost construit pe o creștere economică de 2,5%, un produs intern brut estimat la 709,68 de miliarde de lei și o inflație anuală de 2,2%.